Oh, hello internet! Dacă vreți să vedeți cum am creat acest look folosind mostre cu produse cosmetice, evident, uitați-vă în continuare, dar înainte de asta v-aș ruga din suflet, suflet, suflet să dați un like pentru că mă motivează foarte tare să continui cu videoclipurile și follow pe Instagram. Pup! Nu dau seama că asta e o lumină bună pentru make-up. Începem cu o bază de la Inglot. E matifiantă, dar în același timp are o textură destul de viscoasă, așa aș putea spune. Îmi place foarte mult să primesc mostre tot timpul, pentru că apoi îmi cumpăr produsele alea. Eu nu înțeleg de ce nu le dau mai multe mostre. Trebuia de fapt să mă dau cu o cremă înainte de asta, dar a fost puțin lene. Vă dați seama că nu o să am mostre pentru toate produsele pe care le folosesc eu, dar în mare parte tot videoul o să fie făcut ce am în cap. O să fie făcut din mostre și am de ales, dar cred că asta nu e culoarea mea. Am mai multe mostre de fond de ten, am de la Estée Lauder, am de la Lancome, am de la Make Up For Ever și cred că o să-l aleg pe acesta la Make Up For Ever pentru că nu sunt sigură dacă restul sunt culoarea mea și îl aleg pe acesta. Am mai multe nuanțe, I315 de la Make Up For Ever, așa arată. Îmi place că avem și anti-charcan aici. Deci suntem pe drumul cel bun. Și am zis că îl folosesc pe acesta, sper să fie nuanța mea și sper să îmi placă textura lui. Sper să nu fie prea închis, dar am văzut că am unul și mai deschis. Zic că e o nuanță bună. Din câte văd eu, acesta este Ultra HD, deci are o acoperire foarte mare. Mie îmi plac fondurile de ten cu acoperire foarte mare, chiar dacă nu am probleme mari cu tenul, nu am acne, n-am avut niciodată, sper să n-am niciodată, dar dacă continui să nu mai spăl pensulele, cine știe. Hai să vedem cum se întinde. Ia să vedeți. Oare să fii tu următoarea mea achiziție? N-am mai avut niciodată fonduri de ten de la Make Up For Ever. Am alte produse de la ei, dar fonduri de ten nu. Dacă l-ați avut voi pe acesta, scrieți-mi în comentarii cum vi se pare și dacă ar trebui să mi-l cumpăr și eu. Nu știu dacă a mai făcut cineva videoul ăsta. Probabil, cu siguranță au făcut și alte persoane videouri de genul. Să știți că o să merg la shopping curând, că m-am cam plictisit de produsele de make-up pe care le-am. Eu nu m-am plictisit, mi s-au terminat. Mă rog! Și o să merg la shopping curând și aș vrea să-mi spuneți dacă aveți recomandări, dacă ați descoperit un produs foarte tare care v-a impresionat. Nu știu, nu-mi place lumina asta. Lumina asta nu-i bună. Am făcut ceva greșit. Așa. Dacă aveți un produs care v-a impresionat, scrieți-mi despre el, o să mi-l achiziționez și eu. Și scrieți-mi dacă vreți să fac un haul cu produse de make-up după ce o să merg în Sephora. Să merg și prin Douglas, pentru că am văzut că se află și acolo chestii foarte, foarte tari. Nu știu dacă ați observat, dar nu mă cred vreun beauty guru, pentru că oricum nu sunt. Și încerc să fac tutoriale din astea de make-up cât mai diferite, nu știu, să le fac mai fun. Nu știu de ce n-am închis geamul, o să se audă în continuu zgomot de afară, dar mi-e prea cald și nu vreau să aprind aerul condiționat pentru că sunt răcită de vreo 2 luni. Efectiv, sunt răcită de 2 luni și nu mai pot. Un concealer acum, în nuanța 30. Tot din gama asta lor. E tare! Îmi place textura deja. Pare că o să acopere toate nopțile de festival pe care mi le-am dormit. Am zis super tare la Antol. A fost un moment care m-a zdruncinat. Momentul în care au pus poza Alexandrei pe scenă
am plâns pe ecran, de fapt, de scenă. Am plâns vreo 2 ore și cred că mulți dintre voi ați făcut la fel. Nu vreau să dezbat acest subiect acum. Mulți dintre voi mi-ați auzit părerea pe stories. Puteți da follow chiar acum la Irina SSW și Irina zi de zi, pentru că este contul meu secundar unde mai postez din când în când chestii. Mi-am făcut și TikTok, Irina Deaco mă numesc acolo, pentru că cineva deja avea un TikTok cu numele Irina Deaconescu și nu sunt eu. Eu am cearcăne închise la culoare și ar trebui să folosești ceva portocaliu înainte să pun un concealer deschis. Nu știu dacă și voi vă confruntați cu problema asta și dacă cumva ați găsit o cremă magică care v-a ajutat să scăpați de asta, spuneți-mi, fetelor, că am mare nevoie. De fapt, nu doar fetelor, am văzut că foarte mulți băieți au început să își expună pasiunea pentru make-up pe internet și mă bucur atât de tare că în sfârșit putem accepta și noi că nu doar fetele ar trebui să știe să se macheze, să știe să macheze, de fapt. Ideea e că make-up-ul este artă, adică nu știu, nu ce fac eu, dar unii fac artă atunci când se machează sau machează și ar trebui să îi susținem. Așa cum susținem un pictor, putem susține și un băiat care face artă pe față. Fie fața lui, fie fața altora, se pare foarte cool. Vă spun sincer că aș posta mult mai des, dar laptopul meu face figuri în continuu și mă enervează atât de tare când le editez pentru că se blochează. Nu știu de ce, e un laptop nou, n-ar trebui să se întâmple chestia asta. Și atunci când mă apuc de editat, mi-ar plăcea să meargă totul strună, să nu mă enervez deloc. Plus că durează destul de mult să editezi. Gândiți-vă să, dintr-o dată, să te lase laptopul când ești în mijlocul editului și trebuie să o iei de la capăt pentru că ai uitat să salvezi. Mă rog, folosesc o pudră mini de la Too Faced. Nu este un tester, dar m-am gândit eu că dacă e mini, nu mă judecați. Și acceptați că folosesc. Nu știu de ce am ales să o pun pe Beauty Blender, dar simt că așa îmi fixează mie mai bine zona de sub ochi. Toate că am impresia că mi-am pătat puțin pielea acum. Îmi fixez și restul feței cu aceeași pudră. Din păcate, nu am găsit nimic. Știu că la un moment dat aveam mostră ceva și de la... și cu ceva pudră, ceva de la Benefit, cred că aveam. Dar nu mai am și îmi pare rău, o să folosesc trusa aceasta de la Benefit. O să folosesc Hoola pentru contouring. Și cam asta fac eu. Nu putem merge cu fața neconturată afară. Gândiți-vă că eu cu make-up-ul ăsta o să trebuiască să ieși în oraș în 40 de minute. Deci nu puteam ieși doar cu fond de ten. Eu pun doar aici, puțin pe frunte și poate foarte puțin pe linia mandibulei. Văd că am niște mostre de la marca asta, Shiseido, mă rog, hai să nu fiu proastă atât de rău pe internet. Dar asta e cam ultima chestie pe care am eu în varianta de mostră. Mai am primer, mai am fonduri de ten, concealer, dar și o să aleg 202. Hai că e cute. Așa arată rujul. Și pentru că nu mai am mostră, eu o să continui restul machiajului fără cameră, dar vă arăt rezultatul final. Acesta este look-ul final. Le drăguț, sper că vă place. Nu uitați să dați un mare like dacă v-a plăcut. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac haul cu produse de make-up și dacă vă plac ideile astea transmite, să transformăm tutorialele în ceva, nu știu, diferit. Și dacă vreți să fac un tutorial, să vedeți un look
ceva, o să mă gândesc eu. Scrieți asta în comentarii. Haideți și pe Instagram și atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clip.